De ziua națională, fiecare român a sărbătorit în felul său. Printre noi mai există încă oameni care au fost martori ai unor mari evenimente organizate de-a lungul timpului în cinstea momentului istoric de acum 91 de ani de la Alba Iulia. O figură aparte a fost a unui bărbat de aproape 80 de ani care vine de 19 ani în orașul Unirii. Ioan Râcu, poet țăran din Vârciorova, județul Cara Severin, a fost pentru prima dată la Alba Iulia pe 1 decembrie 1968, la semicentenarul Unirii. Bătrânul își amintește că momentul aniversar a fost marcat atunci mai mult în clandestinitate. Au fost frumos, se cânta tricolor și pe-a nostru steag. Și nu era voie să cânte, nu era voie, era interzis. Moș Ioan simte încă avântul pe care îl avea oamenii pentru a-și întemeia propria națiune. Din 1990, în pofida vârstei, îmbrăcat în straie populare, bătrânul este prezent întotdeauna de 1 decembrie la Alba Iulia. Practic, azi e ziua istorică, nu e ziua de distracție. Poetul le-a oferit celor prezenți copii ale poeziilor patriotice scrise de el și chiar s-a oferit să ne recite o strofă. Țara mea sărută obradă, munții, dealuri și câmpie, e o țară mai frumoasă pe pământ ca România.